Ziua 452. Astăzi, ucrainenii au condus o serie de lovituri HIMARS de mare succes. După cum am menționat ultima dată, întoarcerea în formă a echipajelor HIMARS ucrainene se explică prin relocarea trupelor ruse în direcția Bakhmutului, deoarece creează o oportunitate perfectă pentru identificare, urmărire și distrugerea concentrațiilor mari de forțe. Ținta primei lovituri a devenit din nou Mariupol. Localnicii au raportat că au auzit mai multe explozii. O fotografie arată clar consecințele apărarea aeriană. Poza a fost analizată rapid pentru geolocalizare, iar după ce s-a stabilit în ce clădire s-a fotografiat și s-a determinat direcția traiectoriei, a devenit clar că apărarea antiaeriană rusă dobară rachetele din apropierea zonei industrială Azovstan. Aici se spun că rușii folosesc o mulțime de facilități ca depozite pentru echipamente. Între timp s-au făcut disponibile mai multe informații despre loviturile de ieri. Ieri v-am că ucrainenii au lovit clădiri specificate din apropierea aerodromului. Astăzi au devenit disponibile imagini din satelit ale acestei zone, care arată cum rachetele HIMARS au intrat în mijlocul clădirii. Surse ucrainene au raportat că a existat o instalație subterană care a fost folosită ca post de comandă la nivel înalt al forțelor ruse care operează în zona Vuhledarului și Zaporija. Consilierul primarului ucrainean al Mariupolului a raportat 24 de ruși și 34 răniți. Ca urmare a loviturilor asupra acestor facilități, rușii au pierdut o mulțime de vehicole de diferite tipuri, de la mașini la chiar blindate deoarece astăzi localnicii au observat cum rușii transportau utilajele distruse prin oraș. Și uitați, și aici sunt mai multe blindate decât în Parada Victoriei. O altă țintă a unei alte lovituri a devenit tocmac. Localnicii au raportat că au auzit mai multe explozii, ceea ce a fost confirmat ulterior de șeful desemnat de ruș al regiunii. El a declarat că au fost cel puțin două explozii și că mai multe informații vor fi disponibile ulterior. Deci pentru cine nu vorbește propagandă rusă, Asta înseamnă că chiar s-a întâmplat ceva. Dacă rușii ignoră ceva, înseamnă că e grav. Iar dacă rușii spun că s-a lovit ceva, dar nu știm exact ce, înseamnă că s-a lovit ceva suculent. Loviturile HIMARS au fost înregistrate și în regiunea Donetsk. O instituție de investigare independentă rusă a raportat că o lovitură ucraineană HIMARS a distrus până la 10 tancuri T-90 la estul Marin în general, se pare că destabilizând situația de pe flancurile Bahmutului și forțând rușii să trimită întăriri, ucrainenii au reușit să distrugă mai multe echipamente grele în timpul relocării decât în timpul operațiunii de asalt a flancurilor pe care rușii au încercat să le întărească. Și frecvența și intensitatea loviturilor HIMARS vor continua să crească, mai ales acum că Norvegia și Marea Britanie au convenit recent să furnizeze Ucrainei 8 sisteme de artilerie M270 care este ca și HIMARS de la Wish. <laughs> nu vedeți? Dar să uite colegul la mine. Știu? <laughs> nu. m 270 e ca și HIMARS, numai că are dublă ordonanță, deci trage număr dublu de rachete și în loc de roți are șine apoi vă las pe voi să vă gândiți care ar fi mai bun, dar pentru mine ce înseamnă asta e că e un indicativ foarte mare că ucrainenii au deja foarte multe ordonanțe care, care pot facilita încă 8 sisteme, sau mă rog, chiar 16 sisteme de lansare. Deci nu aș vrea să fiu o liță într-o instalare subterană la nivel înalt al forțelor ruse. Când vine vorba de Bahmut însuși, după încă o noapte de supraviețuire a unora dintre cele mai intense bombardamente cu muniții incendiare, unii soldați ucrainieni au raportat că ultimele unități care erau încă prezente la periferia Bahmutului au primit în sfârșit ordin de retragere la Ivanivske. Acest lucru este confirmat de mai multe videoclipuri cu ucrainieni care pleacă din periferia de sud spre Ivanivske și de asemenea de faptul că rușii bombardează în mare parte de copaci dintre Bahmut și Vanivske. Și apropo de ulițe, șeful grupului Wagner, Prigojin, a realizat un videoclip în care spune că astăzi, după 11 luni de operațiuni continuu de asalt, bătăria pentru Bahmut s-a încheiat. El a recunoscut că luptătorii ucraineni au opus o rezistență imensă. Și mai important, că în 5 zile va transfera responsabilitatea pentru regiunea asupra armatei convenționale rusă și că se va retrage în spatele adânc, în ghilimele, pentru a se vindeca și a se recupera de la daunele suferite. În această etapă nu știm dacă grupului Wagner îi se va permite să se retragă sau dacă Ministerul Rus al Apărării îl va amenința încă o dată pe Pregojin cu acuzații de trădare, în cazul în care acesta își va părăsi funcția. Deci s-ar putea ca ultimul episod al Forțele Ruse din Bahmut să fie foarte picant. Aici am multe steluțe de la mine. Prima dată mulțumesc foarte mult că m-ați bombardat cu sute de mesaje, dacă am auzit ce s-a întâmplat în Bahmut. Nu știu dacă vă mirați, dar da, <laughs> am auzit. Și nu numai asta, dacă vă uitați în episodul de 18 mai, după un minut în videoclip, v-am spus exact asta că se va întâmpla în zilele următoare. Că prigojinul o să facă ceva, tararam, am cucerit, gata și mă duc de aici. El efectiv vrea să-și dea demisia deja de, de vreo 3 luni. Și acum, cu mișcarea asta, poate chiar au făcut un șahmat către Ministerul Rus al Apărării, că în teorie nu prea mai au ce să-l să, ce să țină acolo. Deci poate au și să scape. Și când e vorba de spatele adânc, se pare că e vorba de Sudan. Că deja sunt confirmări de mișcări al angajații, să spunem așa, Wagnerului, către Sudan, prin Egipt. Nu mă întrebați de unde știu. Um, de se pare că Wagnerul nu numai că încearcă să se retragă din Ucraina, încearcă să se retragă din tot continentul. Deci mare victorie. Și bineînțeles că acum au ieșit toți rușii. Că după 11 luni, chiar mai mult de un an, în care au avut zero victorii, acum în sfârșit au o, o cât de cât victorie confirmată. Și se dau mari. În loc să se întrebe de ce. Prima dată, de ce v-a luat atâta timp? Nu? Rusia nu e a doua armată cea mai bună din lume. Cam ciudat cu atâta putere să ia atâta timp să cucerească orașul. Că deja barușii spun că eliberează orașul lui când și ei acum dau la televizor cu aruncă incendiare. Deci incendiarele înseamnă că ard tot orașul. Deci nu, nu ai eliberat nimic acolo, ai distrus tot. Deși distrugând tot, 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 tot totuși a luat atâta. De ce? Și de aș fi rus, m-aș întreba încă o întrebare. De ce până la urmă armata convențională rusă nu e capabilă să cucerească un oraș? De ce au ei nevoie să angajeze o firmă privată? Nu-s capabil? Uh, ma, asta e întrebare retorică. În orice caz, prima bătălie pentru Bahmut s-a încheiat, iar cea mai importantă întrebare este ce urmează. Unii analiști spun că acum, cu orașul securizat, forțele ruse vor cuceri cu ușurință terenul din jurul Bahmutului. Cu toate acestea, dacă ne uităm la harta topografică, putem vedea că terenul din jurul Bahmutului este plin de înălțimi tactice, sus pedialuri unde trebuie să urci. Poziții pe care rușilor le-au luat luni de zile să le ia, mai ales în sud. Și să fie clar că în ultimele zile l-au pierdut. Filmările recente din regiunea Hromove arată clar că orașul este situat în vale, ceea ce înseamnă că rușii ar trebui să lupte într-o poziție foarte dezavantajoasă. De aceea, mulți luptători ucraineni numesc victoria rusă o victorie pirică. Rușii s-au concentrat atât de mult asupra orașului și asupra ideii de a declara întregul orașului cucerit, încât au pierdut toate înălțimile tactice în acest proces. Dacă vă țineți minte, exact asta se plângea pe Gojin, într-o filmare de lui pe o liță cu harta. Ce noroc are că acum au scăpat! Acum, deoarece ucrainii au sigurat aproape toate înălțimile tactice în fața ceasiviarului, ei pot fie să continue mișcarea de-a lungul crestelor sau malul dealurilor, cum se spune corect în românește, pentru a-l înconjura pe Bahmut, fie să se oprească aici și să conducă operațiuni defensive. Spre deosebire de Bahmut, ceasiviar este situat pe un deal, nu pe o vale chiar acolo sus pe mal, ceea ce înseamnă că asaltarea ceasiviarului va fi probabil mult mai dificilă decât asaltarea Bahmutului. Deci pot doar invidia acești mobichii care va asalta ceasiviarului, că în sfârșit au oportunitatea să aducă glorie pentru patrie... mă rog, matrie? Dar se pare că ucrainenii au decis să nu se oprească. Luptătorii de la sol continuă să raporteze progrese pe flancuri, în special la sudul Bahmutului. Aici, după ce au securizat această bucățică uriașă de teritoriu, ucrainenii au continuat să raporteze despre securizarea de 100 până la 150 de metri pătrați în fiecare zi. Până și majoritatea analiștilor militari sunt de acord în a numi această victorie o victorie pirică, dar din alt motiv. Și sincer, aici e prima pentru mine, în sfârșit și eu sunt de acord cu majoritatea analiștilor militar, eu de obicei eram ăla care avea dreptate, dar nimeni nu-l asculta. Se vede că în sfârșit și ceilalți analiști militari și-au dat seama ce putere adevărată chiar are armata rusă în 2023. Ei au spus că, în timp ce forțele ruse și-au alocat cele mai bune forțe pentru a lupta în bătăria pentru Soledar, bătăria pentru Bakhmut și acum pe flancurile Bakhmutului, Ucrainenii nu și-au angajat niciodată rezervele strategice. Și acest lucru este ușor de verificat, deoarece corpului 9 și 10 ucrainean continuă să rămână în spatele adânc și se pregătesc pentru acțiuni ofensive la scară largă. Acest lucru îi pune pe ruși într-un pericol semnificativ, deoarece, în timp ce unitățile lor cele mai capabile au fost degradate în bătălii fără semnificație strategică, Ucrainenii și-au trimis trupele cele mai capabile peste ocean pentru antrenament intens și au acumulat echipamente occidentale pentru a echipa aceste forțe. Faptul că aceste rezerve nu au fost încă angajate sugerează că ucrainenii nu au dat încă lovitura principală. Vă mulțumesc frumos că mi-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine să păstrăm inițiativa!